importanție, că înțeleg că în seara asta tot ce se va petrece e datorită ții. Da, am revenit la muncă, să zic așa. Eu organizez multe evenimente, dar a fost perioada asta cu, toată lumea știe, cu copilul meu, cu statul acasă, dar nu prea mai pot să stau și în plus cei de la Atmosfer sunt prietenii și nașii fetiței mele și le fac evenimentele de peste 10 ani. Chiar că mi-ai zis cum e viața de mămică. Păi pot să zic cum e viața de mămică de 2. Așa, eu am un băiețel care are, face 13 ani anul ăsta. Provocator, obositor, câteodată enervant, frustrant și o iei de la capăt. Dar peste toate, dacă trag linie cândva la bătrânețe și zic că am făcut 2 oameni cum se cade și am dat societății, ca să spun așa, sunt mulțumită. Dar până atunci e greu, frate, cel puțin la clasa 5-a cu filmul este greu. Îți aduci aminte de începuturile primului copil? Cum ai... s-au purtat la fel? A fost o experiență diferită? Măi, fetița e mai cu minte decât era Dima, pentru că nici nu mai fac aceleași greșeli. Cam asta e experiența. Tot ceea ce am greșit la Dima și l-am răsfățat și așa, fetița nu mai fac. Cumva ai învățat din greșeli, te-ai perfecționat. Da, da, pot să-l fac pe al treilea, este doctor direct. Ai vrea? E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta, pentru că mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura. Și pe măsură ce trece fiecare an, adică deja am intrat în al doilea, mă gândesc, zic, băi, până la urmă tot o crimă e. Dar pe de altă parte mă gândesc nu la faptul că mie greu sau că nu mă duce organismul pentru că duc, ci la faptul că fac 50 de ani și am 2 copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu, în momentul în care eu nu o să mai fiu. Adică e singurul motiv pentru care... pun întrebări, așa, știi? Da, da, da. Din toată experiența ta ca mămică, care crezi că e cel mai dificil moment în relația mamă-copil? Când încep să fii obraznic și să nu mai conteze ceea ce spui tu, știi? Pentru că toți copiii sunt obraznici într-o oarecare măsură, toți îți răspund, toți se revoltă și nu știi, pubertatea cred că e foarte grea. Cel puțin la asta mă confrunt cu frimiu acum. Dacă ar fi să dai un sfat tuturor cuplurilor de astăzi pentru a avea o relație cât mai fericită și de lungă durată, ce le-ai spune? Cred că fiecare om are modalitatea lui de a fi fericit. Nu cred că eu pot da sfaturi. Domnule, faceți așa că sunteți fericiți. Dar pot să le sfătuiesc pe tinere. Dacă vreți să aveți o familie, nu fiți geloase și nu fiți posesive și nu îngrădiți libertatea omului de lângă voi, pentru că va pleca. Mulțumesc mult! Mult drag! Bună seara și bine v-am găsit, dar ce surpriză! De ce e surpriză? Nu mă așteptam să o văd așa la un eveniment cu defilări, cu... Sunt prieten cu Mara, bănică și ea m-a chemat, că ea se ocupă cu evenimentul ăsta. Ați mai fost așa la astfel de evenimente cu din astea sofisticate? Nu, că nu-mi plac astea. De modă, păi ce-ți fac eu la modă de femei? E, păi am văzut că totuși un pic vreți să intrați în zona asta de modeling, a spoza pentru colecția aia frumoasă de training. Da, le face fiimea aia, se ocupă cu alea. Și face, m-a pus pe mine, de m-a luat toți dacă m-am făcut manechin la 70 de ani. Da, sunteți fotogenic, e bine. Da. Chiar cred că e întrebarea mai multor persoane, cum vă mențineți așa plin de viață, fără niciun stres? Așa? Fac și mult sport și am... m-a ajutat Dumnezeu, am făcut toată viața cam ce-am vrut eu. Ați fost pe liberul arbitru. Da, m-am făcut ce-am vrut eu. Cum ați caracterizat prietenia cu Mara? De cât timp vă știți așa? De 1000 de ani, de la televizor, de la asta. Am avut și emisiune împreună cu ea. Am avut o televiziune cu ea. E frumos. Și acum ce planuri aveți? Ce vreți să faceți în perioada asta? Vă aștept să vină vara să plec la mare. Unde vreți să mergeți în vacanță? Eu am un apartament, stau la mama aia. Și acolo? Prieteni mulți acolo, cu plajă, cu șpițul, cu alea, cu alea. Mulți preferă acum mai o să meargă prin afară. V-ați gândit? Păi dacă am și apartament și plaja noastră, stăm acolo, facem ce vrem. Deci ce n-are rost. Dar n-are rost. Uite, ce sfat ați dat tinerilor din ziua de astăzi? Ce nu vă place așa că s-a transformat în societatea asta? Să nu mai stea pe telefoane și să nu se drogheze. Deci trebuie să fie cu minți, practic. Nu, să bea, să fac orice, dar cretinitate. Și pe telefoane, că stau tot ziua, mergi la restaurant, mergi la toți,
un telefon sau două. Ce mai mergi cu ele astea la cât ai în telefon? Credeți că vine de la părinți chestia asta sau sunt ei așa? Nu, asta e generația. E generația. Dacă nu i-ar miți pe telefon cum vor ei, ar fi o chestie. Pe telefon, cum vor ei manipulează? E ceva unic, deci îți place cu tehnologia, măi, George? Da, acum am învățat și oricum să folosesc telefoanele Android. N-am trecut încă la iPhone-uri, dar nu mă pricep. Tu știi de la iPhone, da? Nu știm, da. Mai contează. Mai contează. Ce faceți, dragilor? Cum sunteți? Mulțumim la Dumnezeu, suntem bine și spre și voi la fel, sunteți toți, sunteți bine, da. Da. Cum v-ați simțit în seara asta? Ați văzut că au fost defilări, oameni frumoși? Ne-am mai ieșit și noi în oraș. Foarte bine, că tot timpul cu copii, ba du-i la școală, ba ai grijă de ei. Deci acum ne dăm și noi timpul pentru copii. Vă bucurați de timpul ăsta petrecut doar voi doi, practic. Da, și... E ca o escapadă. Noi doi am ieșit în oraș. Da. Și am venit ca să susținem pe prietena ta, Mara Bărnică, da? Pe, da. Mara Bărnică, cine e? Cu designul, cu show-ul și așa mai departe, da? Care e activitatea care vă place să faceți cel mai mult împreună? Păi, tot! Comunicarea. Deci în fiecare zi comunicăm, nu scăpăm nimica. Deci, dacă ea... Nu trebuie să vorbească Adriana, că simt, poate că deodată simt ce vrea să spună. Comunicăm și de acolo pleacă totul în continuare. Deci, suntem bine. Da, uite, e mai rar asta cu comunicarea. În ultimul timp, tot mai multe cupluri cu asta se confruntă, cu comunicarea. Nu găsesc o cale de mijloc. Eu știi ce spun și dau sfat la toți. Acum fiecare ia care ce vrea să spună. Dacă ești original, ce vreau să spun, dacă ești original ca persoană, n-ai nimic de ascuns. Ăsta sunt, așa mi-a luat, ăsta sunt. Dacă ești original și deschis, eu cred că orice cuplu care se confruntă cu probleme, poate să treacă peste micile probleme care le au, you know? Ești în sentimentul lui, nu? Bineînțeles, 100%, da. Dacă sunt pe aceeași lungime de undă, dacă chestiunea e reciprocă, dacă sunt prieteni, dacă sunt sinceri și dacă sunt conectați. Și chiar vreau să vă întreb o întrebare așa, clasică, cum s-a schimbat viața voastră după căsătorie? S-a schimbat într-un fel? A modificat ceva la relație? Vreau să spun că amândoi am rămas tot așa cum suntem. Cum ne știți, de prima dată, sentimentele au rămas tot așa, încă din contră s-au ridicat mai mult. Avem respect față unul de altul. Nu ne luăm for granted, cum se zice în românește, nu ne luăm pentru nimic, nu știu cum să zic, întrecem atunci. E cea mai mare greșeală să intri într-o relație și să vrei să-l schimbi pe celălalt. Că celălalt nu se schimbă niciodată, ori îl accepti așa cum e și nu schimbi nimic de fapt, nici în modul tău de viață, nici în modul lui de viață, că dacă ai schimba, ar însemna să joci teatru și nu poți să joci teatru la infinit. În fiecare zi, până la sfârșitul zilelor tale, la un moment dat obosești. Și atunci e bine să găsești o persoană care să te înțeleagă și să te aprecieze așa cum ești, cu defecte, cu calități, cu... știi, cu... mă rog, event-ul ăsta ca fiecare. Da. Deci, you know, suntem bine, deci nu... Asta e ce contează. Știm că ne așteaptă un viitor împreună, unde avem și... sus și jos, și bune și rele. Dar vrem să le trecem împreună, deci
De asta spun, că din dimineața, fiecare dimineață când ne întâlnim, ne trezim, începem cu comunicarea. Uite așa am visat, asta simt, asta sunt, domne, eu spun tot ce simt, nu țin în mine, nu țin, mai bine vreau să știe, ia, ce simt, domne, eu așa simt. Și așa simt, așa e și ea la fel, Adriana la fel, deci nu, aș vrea să, cum să vă zic, sincer vă spun, aș vrea să vă spun altceva, dar suntem doi oameni normale, nu ne considerăm vedete, nu ne considerăm, suntem ca doi oameni, eu mă duc la cumpărătul la piața Matache, mă știe aia toți de acolo, încă din contră, mâine m-a sunat, am o conexie la piața, cum îi spune, La domenii, m-a sunat conexia de la domenii, mâine m-a dus să ridic huștele. Dacă vreți să veniți mâine la piață, mă vedeți că iau huștele, că sunt o persoană normală. Foarte bine, George, dar uite, vreau să mai îmi spui acum, dacă plănuiești că vine vara și toată lumea își plănuiește vacanțe, te-ai gândit să o duci undeva așa frumos pe Adriana? Până acum am pus împreună amândoi, cred că 10 vacanțe, unde să mergem, acolo și acolo, dar totul s-a oprit la copii. Deci nu... N-aș putea să fiu egoist și eu și Adriana să ne gândim numai la noi ce e bine pentru noi. Că dacă stau să trag o linie, până acum eu am fost, m-a dus Dumnezeu prin niște locuri unde foarte mulți visează, le-am văzut, Adriana la fel. Dar acum, știți, am zis, copiii, să vedem unde vor, cum vor, ce vor. Ne modelăm după ei. Am înțeles, deci cu copiii nu singur ca să fie luna de miere. Ați sărit peste ea. Păi spune cum ar fi am să luăm... Am avut 2 luni de miere destule, deci e ok. Păi cum ar fi să luăm acum... Cum ar fi acum... Eu nu m-aș putea simți bine, să știu că mă iau cu plec cu ea, las pe băiatul meu cu tataie, copiii lui Adriana rămâne așa, trebuie să vină și el la vizită. Nu ne-a simțit bine, dar hai să fim realiști. Deci nu deci avem nu face sens. De luni de miere și de luni de toate felurile. O să vedem, încă n-am făcut un plan 100%, ne mai gândim, mai avem timp. Perfect, mulțumesc mult, dragilor, și vă doresc o seară frumoasă ca și voi. Mulțumim!